Criza în desfășurare creată de coronavirus are efecte și în politică. Opoziția cere guvernului să renunțe la forțarea alegerilor anticipate și să investească un nou cabinet cu puteri depline cât mai repede. Demersul este susținut și de politicienii din USR. Votul pentru învestirea guvernului Câțu este programat joi. Deocamdată, șefii celor două camere le-au cerut în scris liberalilor să desemneze alți miniștri, în locul celor care au primit aviz negativ săptămâna trecută, la audierile din comisiile de specialitate. Mai ales în contextul crizei coronavirus, să vină cu altă propunere la Ministerul Sănătății? Sub nicio formă. Sunt miniștri serioși, miniștri competenți, miniștri care și-au făcut datoria, și a căror evaluare nu poate fi făcută de majoritățile PSD din comisii care dau voturi după ordinul de la partid. Cei de la PSD, împreună cu aliaților din Pro-România și ALDE, au anunțat că își doresc încetarea crizei politice și instalarea unui guvern cu drepturi depline. Joi, când este programat votul pentru cabinetul Florin Câțu, s-ar putea strânge astfel suficiente voturi pentru ca executivul să fie instalat. 465 de parlamentari, singurul partid care a anunțat că nu votează este Partidul Social Democrat, minus 200, rămân o majoritate lejeră. Deși au fost primii care au cerut organizarea alegerilor anticipate, acum și cei de la USR se alătură demersului actualei opoziții. Să ne concentrăm pe învestirea unui guvern cu puteri depline. Avem nevoie de un guvern stabil pentru a traversa această perioadă. Surse parlamentare susțin însă că premierul propus nu va reuși să adune cele 233 de voturi necesare. Altfel spus, anticipatele sunt încă pe masă, deși nu se mai discută despre ele. Noi, așa cum am anunțat, acționăm în respect față de Constituție, față de deciziile Curții. Tot joi este așteptată și o decizie a Curții Constituționale în privința ordonanței care reglementează calendarul alegerilor anticipate. Dacă textul va fi respins, liberalii au pregătit o altă inițiativă legislativă cu prevederi similare. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.